revenit cu un nou episod de Sim și acoperiți-vă urechile. De ce? De data asta nu mai țip. Doamne, dar cât poți să zici așa ceva că eu țip? Eu niciodată nu țip! Scuze, mi-a venit din instinct. Așa că salutare! O mare gogoșică dacă vreți să continuăm această serie de Sims 4 și v-am păcălit. O să țip în fiecare episod, dar nu veți ști când, corect? Corect. De ce ești tristă? Pentru că nu știu, mereu mă faci să fiu tristă când țip, jur. De ce? Pe bune, nu știu de ce. Pe bune? Mă sperii, îmi sare inima din piept și bine, îmi dai așa o stare nasoală. Bine, gata, nu mai țip, what? Gata. Până la viitorul episod nu mai țip. Corect? Corect, uite, trebuie să îi fac pe ăștia să se înțeleagă mai bine, că ai văzut că le-a scăzut mult chestia aia verde. Ah, da. Ei bine, în acest episod o să fie un episod foarte special, pentru că de data aceasta știți că în episodul, de fapt, într-unul dintre episoadele anterioare am făcut The Haunted Mirror, adică oglinda bântuită, unde acolo apăreau niște femei aceea posedată și începea să omoare pe toată lumea. Mireasa. Mireasa posedată. Iar astăzi o să facem tabloul blestemat. Așa e. De unde luăm? Hai zine, ce e bine, facem? Pentru această poveste din tabloul blestemat, cum așa se spune, nu mai putem să dau... Asta mai încet, că parcă mă surzește puțin la ureche. Unde e fratele? Mă găsesc. Ok. Uite ce bine se înțelege toată familia. În sfârșit! Au început să te placă lumea, vezi? E, oarecum, așa. Așa că... astăzi o să facem povestea tabloului blestemat și bântuit. Așa că, pentru început o să trebuiască, este tot așa un mod, am adăugat modul acesta și hai să vedem cum începem. Trebuie să dai la construcții. Vrei să schimbi sau ce? Ce? Vrei să te schimbi în alte haine? Nu, doar pe fiica am schimbat-o. Copilul nostru a fost acceptat la facultate! Pe bune? Da! Da, ba nu e adevărat, zice că nu a fost acceptat. Da. Dar de ce scrie? Că trebuie să lucreze la skills. trebuie să mai lucreze. Cât de trist, să-ți dai seama că acum ai trist, sărăcuțu. Uite plânge. Ce nebune. Lasă să-l înveselim. Uite, să-i zicem o glumă despre rațe. Ok, asta e. Uite, nimeni nu o place acum pe fica noastră. Asta e. Hai să începem cu povestea tabloului bântuit. Dă-i la construcții. Dau la construcții. Iar aici o să trebuiască să căutăm la search The Cursed Painting. Perfect. Și care este? Ăsta, cred. Acesta. Ia uitați, costă de-abia $250. Hai să vedem ce scrie. Stai așa, așteaptă puțin. Ok. Sunt mai multe culori. Tu what? Sunt mai multe Tu vezi că sunt mai multe chestii? Da, putem să le luăm pe toate. Și vezi că scrie altceva. Da, hai să alegi una. Alegi una. Asta albastră? Ok. Ai ales-o? Da, și o pun pe perete. Da, o punem pe perete. Hai să vedem despre ce este vorba. Stai. Mai ține o dată, doar cu... Vrei mai multe? Am pus două, da. Ok, hai să vedem. Deci asta roșie. Să vedem despre ce e vorba. Apăs să clic pe ea, să vedem povestea. Nu. Apasă încă o dată la construcții, te rog frumos. Ok, încă o dată la construcții. Și apasă pe la... scrie. De ce ai ieșit? Că nu trebuia să ieși. Așa. Doar ține click. Așa, perfect. Nu e ăsta, trebuie să le iei pe ăla albastru și pe ăla roșu. Ăsta-i? Ăsta-i. Ok, deci, ce scrie aici? Vrei să sacrifici viața pentru 25.000 de bani? Simul care stă și se uită la acest tablou va fi câștigătorul unor 25.000 de bani dacă învinge challenge-ul sau va muri instant prin electrocutare de o fantomă care a fost... care posedă acest tablou. Exact, ok. What? E un challenge. Ia să vedem celălalt roșu. Da, celălalt roșu. Fantoma care posedează acest tablou... Six Vengeance, nu știu ce înseamnă asta. Deci oricine se holbează la acest tablou ia va foc. Fi în flăcări. Da, what? Păi să nu fim noi. Nu? Adică okay. Nici, ba, noi trebuie să fim, că nu poate. Gică mortor. Da, hai cu gică mortoarul, pentru că el practic e deja mort și asta e.
Ok, și ce apă sunt care din ele? Trebuie să dai stir. Hai să vedem dacă va face acest challenge. Ok, stop. Perfect. Ok, se aude. Ok. Mamă, cât de creepy. Ce se întâmplă? Wow, wow, wow! A luat foc, Gica! Trebuie repede, repede, extintor! Nu! Nu, am. Atât a fost. Atât? Eu am impresia că poate a câștigat challenge-ul. Crezi? Sau fiindcă e mort, nu mai are ce să pățească. Hai să dăm și pe cealaltă. Hai să dăm și pe cealaltă să vedem dacă... Toaster? Da, toaster. Hai să vedem, acesta e challenge-ul. Da, să vedem dacă va reuși. Dar ai văzut că dă bani, am impresia că dă bani. Mm-hmm. Fii atentă. Deci, dacă face challenge-ul ăsta, primește 25.000 de dolari. Sau Simeon, sau cum ăștia, noi zicem dolari. Nu te cred, a câștigat challenge-ul! Dar ce-a făcut? Nu și-a pierdut viața. Asta e tot challenge-ul. Dacă probabil punem pe altcineva, sigur o să moară. Am înțeles. Deci e un câștigător gică mortoar al nostru. Da, hai să punem pe celălalt, vrei? Dar tot pe el, pentru că mi-e frică să nu punem pe altcineva. Da, hai să salvăm. Okay. Și după aia, în caz îl păsește cineva ceva din familie, nu salvăm. Ok. Ok, dar știi ce vreau? Hai să mai încercăm și celelalte tablouri. Vrei să-l punem pe toate? Da, hai okay. Să vedem. Ce se întâmplă cu fiecare? Gata. Dar sunt vreo 6, nu? Hai să-l luăm pe ăsta roz. Vezi, este un unicorn acolo. Un ce? Unicorn roz. Nu poți să-l pui decât pe perete. Ok. Ok. Ok, pune-l acolo, nu-i problemă, măcar... Da, măcar, hai să-l scot pe ăsta, că am văzut ce se întâmplă. Da, dar... Sau hai să scot geamul. Sau, da, mai bine. A. Și oglinda. Mult mai bine și avem loc acum perfect. Pentru tablourile noastre. Pentru tablourile noastre de colecție. Cine mai are așa tablouri în casă? Doamne ferește, nu-mi doresc așa ceva, ferească Dumnezeu. Nici eu. Nu vreau, nu vreau. Perfect. Și mai era ăsta. Ok. Albastru deschis. Bine, măcar că nu scumpe, știi? Dar nu mai știu unde să... aici. Astea sunt tablourile lui Picasso. Mamă, cele mai bântuite tablouri. Lui Leonardo da Vinci. Vrei să-l punem tot pe el? Tot pe el, tot pe el. Ok, hai ăstea. Stare. Hai să vedem ce face. Nu am mai citit povestea, dar ne dăm seama instant dacă se întâmplă ceva. Ok, așteptăm. Se uită în ochii lui. Wow, 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 wow. Cred că a câștigat. Iar a câștigat? Uite, e fericit acum. Cum? Nu știu, probabil l-a făcut fericit. Tabloul ăsta poate îl face fericit. Ce? Da, ce, ce înseamnă dacă apăsăm pe ea? Nu îmi dau seama. Hai, spune. A, cred că îl cheamă pe altcineva. I-a chemat pe toți! What? Ok. Deci îi cheamă pe toți ca să se uită la ea? Okay, da. They stare la celălalt. Asta e cu o fantomă din câte văd. Ia uite. Și tot să-l uită? What? Nu! Iar a luat foc, Gico. Iar a luat foc. Ok, dă peste fund cu palma ca să-și... Și ne uităm toți la el. Da, acum nu ne-a mai dat 25.000 de dolari. Hai să dăm și pe ăsta. Da, la toate, la toate, la cele de sus. Acum se uită la cel de sus. Și ăsta e tot cu foc, cred. Da, că văd că se... Sperie de foc. S-ar putea asta să-l câștige? Iar ai luat foc, mă, Gica, mă! De ce? Noi ne bazam pe tine! Hai pe ăsta! Și ăsta-i tot cu foc, ăsta-i cu trăznet și ăsta-i tot cu foc. Toate sunt cu foc. Le-a făcut pe toate, în afară de ăla? Da, în afară de ăsta. Da, deci am impresia că toate sunt cu foc. Mă, dar ce se sperie toți ăștia. Da. Ne uităm ca la show. Okay. Acum... Dar de ce nu mă placeți? Ok, dă-i acum pe celelalte să vedem ce se întâmplă. Pe celelalte butoane? Da, hai să vedem. Nu, trebuie să-i pui să... Da, atâta, atâta. Atât? Atât. A, deci practic dacă vrei să faci bani, da, iei dacă... tabloul ăsta, pentru că dar chiar e o investiție. De exemplu, dacă nu mai ai bani, știi, și nu vrei să bagi coduri, îți iei tabloul ăsta cu 250 de dolari, după aia faci challenge-ul ăsta și câștigi 25 de dolari. Da, și vedeți că nu pierdeți prea mulți bani. Ia uitați, iar am câștigat. Uitați, cel mai bun la care câștigați este cu trăznet. Alealalte nu. Doar la ăla cu trăznet, vezi? Da, la celelalte nu, doar ăsta cu trăznet e singur. Dacă pui pe altcineva, uite, pune pe altcineva să se uite.
Ok, o pun pe fata noastră. Hai, Vicky! Ia uite, iar acușea. Deci, mergeți pe mâna noastră pe ăla cu trăznetă. Da, ăla cu trăznetă e singurul care merge. Da, uite. Merge și fica noastră acum. Hai, Vicky. Ia uite, se sperie să nu fie trăznită. Uh-huh. Dar hai să vedem cum o să... Nu! O să fie trăznită! Crezi? Da! Sau nu? Nu, nu. Nu. A câștigat? A câștigat, da. Dar n-a primit bani. Ne-a tras în țapă ăsta. Da, ceva de genul. Bă, ești nebun. Mamă, deci cam asta a fost treaba cu tablourile. Le dăm și noi jos de pe perete sau... Dar lăsa-l că arată fain. Serios? Da, nu arată rău. Ok. Măcar avem o colecție specială de tablouri bântuite și blestemate. Cine mai are așa ceva în lumea noastră? Nu mai are nimeni. Trebuie să ne lăudăm și noi cu ceva. Și dacă vin dușmanii la noi în casă, îi punem să se holpeze la tablouri. Uite, pe ăsta am dat 250 de dolari. Vrei și tu unul? Și după aia direct, pac, dușmanul ia foc. Știi ce vreau să vedem? Vreau să mergem cu Vicky la ăsta, la fostul ei iubit acasă, să vedem dacă mai trăiește. Păi e mort. Știu, dar vreau să văd eu ce se întâmplă cu casa. Da, ai văzut că unii scriau în comentarii că aia nu era sorsa, era iubita și probabil de asta nu vrea să se căsătorească. Dar scria că era sorsa. A, da? Da, scria acolo că erau frați. A. Vreau să văd dacă casa a rămas goală sau nu. Ok. Știi că trebuie să-i găsim un nou iubit ficei noastre? Toată lumea ne-a scris în comentarii să-i facem un nou iubit, să-i găsim un nou iubit. Dar chiar trebuie să nască. Da, mai are puțin. S-ar putea în episodul următor. Da, cred că da. Haide, Vicky, du-te la fostul tău iubit fantomă. Uite, nici nimeni nu trăiește aici. Nu te cred, casa asta e bântuită acum. Adică e părăsită. Trebuie să fugă de aici, că iese soarele. Perfect, păi unde să se ducă? Hai să... Hai să-i furăm casa lui ăsta. Nu, n-ai cum. Nu poți? Nu. Dar nu ia nimănui acum, nimeni nu mai locuiește acolo. Hai să meargă la sală și să agațe pe cineva, ce zici? Noul iubit al ficei noastre, să-l vedem. Dacă este iarăși, dacă nu vrea să căsătorească, la fel... La fel îi dăm papucii prin stilul nostru, ca data trecută la fostul iubit, nu? E criminal în serie. Mamă, dar nu-i nimeni la sală? A, decât una? Păi da, e stare de urgență. A, uite un băiat, ăsta-i drăguț. Uite, mă, că arată bine nebun, e voinic. Cu pieptul în față, aleargă, are freza lui Justin Bieber de pe vremea lui 2015. Hai că-i drăguț! Aha, vorbește despre banane. Crezi că o place dacă e însărcinată? Asta mă gândeam și eu. Uite că-i crește. Dar dă-i să vezi și o fața lui ăsta. Păi stai să se dea jos de acolo. Dă-te ia-te. Boss jos. E șmecher de șmecher, măi. Uite ce mușcare bună, e bun. Amă, dă-te jos și vorbește cu ea. Stai să se schimbe și ea, că poate nu-i place cum arată. Că pare prea de vampir așa. Da, dar vezi că vorbește și cu cealaltă de pe asta. Da, păi dacă e acolo n-am ce să-i fac, să-i dau foc. Da, lumea se duce la sala de forță ca să agațe pe acolo. Păi ce să facă și ei, măi? Sau să-și facă selfie-ul în oglindă 5 minute, iar după aceea să-și toarnă o găleată de cap, de apă în cap și să pară că sunt transpirat. Mamă, ce aleargă, ia uite-l. Ia uite-l, bă, nebune, Speedy Gonzales, băi, dă flash, mai ușor că te prinde radarul. Gata, a uite, a venit, a venit, a venit. Wow! Auto, ce mușchi are, băi, fost ca număr, băi, bine, 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 băi. Oooo, viitorul tătic, a? Doamne, ce cuvinte zic, de cube cuba? Păi, de cube cuba? Vorbesc eu limba acolo, măi. Numai limba. Apropo, am citit că va apărea Sims 5. Când? La finalul anului. Mamă, de-abia aștept să apară Sims 5. Da, o să jucăm în continuu, nu? Da. Uite, hai să se împrietenească. Uite și asta vine în roche de seară. La... Ce mă, ți-i foame? Uite, a făcut urât ca un vampir și s-au speriat de ea, vezi? Serios? Da. Păi de ce? Mai trebuie să facem leacul. Uite că pleacă. Nu pleacă! Hai mă, îi cere dacă e vampir. Amă la... Dacă...
Oare dacă îl transformi? Dar nu cred. Nu, pentru că sincer știu că scrieați în comentarii să nu fim oameni din nou, dar parcă aș vrea să fie oameni din nou. Știi de ce? Pentru că vrem să luăm mai multe pecuri din ăla cu plajă și ăsta. Și dacă ei sunt vampiri, nu putem să ne jucăm prea drăguți. Ah, da, ai dreptate. Dacă trebuie să iasă pe zi și așa mai departe. Așa e, așa e. Dacă vrem să ieșim pe stradă. Da, mai scrieți în comentarii cum ați vrea. Dar din punctul meu de vedere le-a ajuns viața de vampir. Așa e. Cred că o să revenim la viața noastră normală. Poate o lăsăm pe fiica noastră vampir și o căsătorim cu ăsta și o trimitem la casa lor. Nu? Eu zic să flirtez acum cu el. Păi asta fac. Ca să crească. Nu prea e interesat. Da. Pe bune? Și asta vrea să-l mănânce. Uite, o doare spatele. Nu mai avem alți băieți pe aici? Nu, niciun alt băiat? Nu mai, uite, a intrat unul. Uite-l. O, de ce nimeni nu o place? Dar ce are la față? Îi se văd colții și de aia. Dar n-am ce să fac. Deci, vedeți, avem dezavantaje aici ca și vampir sau criminal în serie. Că da, probabil și pentru că e criminal în serie. Da, vorbește, dar cam degeaba, că uite, nu-i prea place roșu acolo, vezi? Uite un robot acolo pe stradă! Nu, du-te afară, du-te afară, e un robot afară! Dar nu pot să mă duc! Bă, dai, ieși afară! Nu pot, Flo! De aici nu se vede! Poți să ieși! Uite! What? Ce-i cu ăsta? Vine la sală! Intră înăuntru! Nu intră! Ba da! Ce-i cu ăsta, frate? What? Du-te la el, du-te la el. Dacă se combină cu un robot. Ce? Uite ce voce are. What? Nu știam că sunt roboți în Sims. Chiar nu știam nici eu că sunt roboți în Sims. Scrieți voi în comentarii dacă știați că sunt roboți în Sims. Mamă, se fac prieteni. Dacă se căsătorește fiica noastră cu un robot, ce ziceți? Scrieți în comentarii dacă vreți să se combine cu robotul. Mai vorbește cu el, mai vorbește cu el. Uite că se poate. Uite, îi place. Un vampir cu un robot, bă, ce viață. Bă, dar chiar e drăguț. Da. Mi-aduce aminte de un desen animat când era mai mic. Ia uitați, e singur. Singur. Îl cheamă T86. Așa îl cheamă? Da. Ce ai făcut? Nu i-a plăcut. Cinesii. I-a dat palme. Da. Hai, despre ce să mai vorbească? Să se împrietenească. Hai că la asta chiar nu mă așteptam în episodul ăsta, nu? Așa, practic, n-ar trebui să-i fie frică de din, pentru că n-are sânge, înțelegi? Poate doar să-i sugă circuitele din el. Circuitele? Da, hai că ți-ar place ca și Ginere, sincer? Da, e un robot, sigur ar face doar ce-i spun eu. Crezi? Dacă se întoarce împotriva ta ca în filmele alea. Ne cucerește lumea. Mamă, deci nu te crezi. Da, a venit la sală, nebunul, ai văzut? Ca să tragă da, de fiare. Dar de ce tot scade? Vezi, scade. Da, vezi, nebun, a venit la sală să treagă de fiare ca să devină o fiară. Da, ce-ai dat-o! Înțelegi? A venit să își vadă frații și surorile. Adică aparatele. Așa, gantele. V-ați prins, dar... Da. Ne-am prins. Asta ar fi una dintre glume. Dar uite cum îi se vede creierul. Mă rog, înțelegi? E neuronii. Îi sclipesc. Perfect, scrieți-ne în comentarii dacă vreți ca Vicky să rămână... Oh! Wow! Dacă vreți ca Vicky să rămână cu acest robot sau să încerce să cucerească un băiat. Scrieți asta în comentarii să ne ajutați. Perfect, noi ne vedem data viitoare cu un nou episod super tare! Salutare!